Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Azi ce vom face? Păi da, după cum vedeți, vom face un Tinanoboa. Și nu e chiar într-atât de greu, așa că hai să ne apucăm să facem, nu mai pierdem timpul și să ne apucăm. Și dacă vă place, dați un like, desigur. Păi da, și la început vom avea nevoie de cap, pentru că am des videoclipurile mele anterioare. Păi, puteți lua acest cap, îl faceți și cam așa. Și pentru primul pas vă trebuie acest cap. Deci, ce facem? Îi scoatem gura. Acum am această piesă. Pac, pac. Și pe aceasta. Bine, iar acum va trebui să punem aici. Apoi reasamblăm la loc și iată. Asta e cura. Și asta a fost primul pas. Și acum pentru sfârșitul cozii, să începem de la cel mai ușor, vom lua aceste piese. Le vom uni. Așa și așa s-a primit. Și bine, acum vor trebui aceste piese. Primul rând o luăm pe aceasta, fixăm aici, apoi fixăm aici, apoi aceasta aici, pătratul aici și pe aceasta o punem aici. În acest fel. Bine, acum va trebui să le unim. Bine, acum pentru al treilea pas al cozii vă vor trebui aceste piese. Luați-o pe aceasta, unim aceasta, fixăm aici și pe aceste două le punem aici și aici. Iar acum vă lua ultima piesă, o vom unim. Iar acum desigur le unim aici și așa. Bine, și acum va trebui să se prelungească pasul, deoarece coada începe să fie mai mare. Și va trebui să luăm aceste piese. Unim pe aceasta aici și pe aceasta aici. Acum o fixăm aici. Și aceasta aici. Și ultimele două piese le fixăm așa. Iar acum, ca de obicei, va trebui să le unim. Iar acum, pentru acest pas, nu va fi greu, vom uni această piesă aici și pe cealaltă fel. Uni aici. Iată așa. Bine, iar acum vom pune aceasta. Așa. Bine, și asta va fi cel mai lung pas al cozii, dar nu va fi foarte greu. Unite această piesă pe aceasta aici și cubul aici. Luați această piesă. Bine, iar acum unim pe aceasta aici. Și pentru sfârșit va trebui să unim aceasta aici. Așa. Și pentru ultimul pas vă va trebui această piesă. Acum o uniți aici. Și pentru ultimul pas al cozii vă vor trebui următoarele piese. Acestea sunt acum. Veți uni această piesă aici. Pe acest pătrat aici și acest dreptunghi mic aici. Apoi, știți, uniți acesta aici. Pac și pac. Acum vom uni coada. Așa.
Iar acum vom uni capul și am terminat. Și acesta e. Și dacă v-a plăcut videoclipul, cum am spus, dați un like și un subscribe. Dar dacă nu dați, să vă termina totul. Deci, pa, pa!